aerul rece din atmosferă este tras prin partea din spate, da? După care, în interiorul instalației respective, există un arzător pe gaz. Arzătorul, deci, arde substanța de combustie, după care, printr-o suflantă puternică, suflă aerul în dreapta și în stânga. Până acum, fermierii aprindeau ruguri prin livezi în caz de îngheț. Fumegația intermitică încetșor să margă procesul ăsta invers de astea, dar asta ne permitea la temperatura de minus 1 grad, minus 2 maximal. Agregatul se poate de-al folosit până la minus 9, mai corect e minus 6 grade. Fermierii spun că asemenea tehnologii sunt avantajoase, dar costisitoare. Un asemenea echipament costă aproximativ 18.000 de euro. Da, e folositoare dacă avem pericol de îngheță. Plus un plus la polenizare. Un procent mai mare de flori polenizate. Eu, de pildă, așa nu pot să-mi permit, de atât că eu sunt începător nou. Și, da, ăștia care sunt cu mai multe hectare de livadă, îi pot să permită. Potrivit reprezentanților Agroinform, echipamentul este folosit deja de mai mulți fermieri din Moldova. Așa agregate mai sunt în Moldova câteva, dar pentru scositoare și viitor cred că au, dar implementarea în practică să fie totuși de lungă durată. Pentru 10 ore de lucru a echipamentului anti-îngheț, fermierii plătesc 300 de lei pentru alimentarea cu gaz.